Policinski Grigorie, eu am fost anunțat cu dumnealui meu să fie prezent, are o lipsă motivată. E, așa, Bondar Petru de asemenea este plecat cu spătare. Așa, bine, prezent. Domnul Drigă, Valeriu. Este. Așa este. Dar domnul Drigă, domnul Filipov, Grigore. Noi. Era aici. Sunați telefon. Așa, Mirca Petru. Nu se vede. Nu se vede. Domnul Mițcu Alexandru. Na depus mandatul. De consilier și încă nu este atribuit mandatul următorului consilier. Așa. Revin pe Efimia. Este. Da, într-adevăr, noi și facem cunoștință. Autorizat de permit. Restul consilierilor care sunt prezenți. Conform informației de prezență, da, acuși o secundă, domnul Filip, sau telefonez, să poate. La moment, sunt prezenți în sala de ședință 21 consilieri din 27. Ședința este deliberativă. Ce propuneți să înainte de a începe ședința Consiliului, rog să onorăm drapelul. Mulțumim. Stimați consilieri, conform procedurii, pentru a începe ședința Consiliului Raional, este necesar să fie înaintat candidatura la funcție de președinte. Poftim și propuneți să. Bătrânciu Vasile. Așa, este o propunere bătrânciu. Președinte, ședință. Tigulov Ion. Și a doua propunere este domnul Ion Chirilov. Cum consecutiv au fost propunerile înaintate, într-așa modalitate le pun la vot. Cine e pentru ca președintele ședinței să fie ales domnul Bătrânciu Vasile, poftim și votați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pentru, împotrivă, abținuți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 abținuți. Domnul Vasile, poftim. Nu știu cum am iasmat la bombă, ci nu mai pot să. Stimați consilieri, pentru a avea o ședință lucrătoare și pe viitor, în caz de imposibilitate, este necesar să fie ales președinte, persoana care va semna deciziile. Ce propuneți? Chirilov.
Ion Kirilov, este propunerea. Mai sunt careva propuneri. Cine e pentru, ca în caz de imposibilitate să fie desemnat domnul Kirilov, Ion, desemnat decizie, putem și votați. Mulțumesc, unanim. Domnul Vasile, putem... Pentru treci ședință este nevoie de ales secretariatul. Este propunere de 3 persoane, este propunere. Nu se simte în brață, vă ascultați. Așa, nominal. Vlad Andreeva. Doamna Andreeva. Vlad Victor. Vlad și doamna Victorie Polinică, da? 3 persoane sunt numite. Votăm în fiecare în parte sau împreună? Împreună. Cine pentru ca persoanele numite în secretariat, vă ascultați. Și numărul 2, cred că tot din secretariat, să spun numele voturile. Stimați consilieri, înainte de a pune discuții în ordine de zi, vreau să vin cu propunerea să facem o pauză de jumătate de oră la propunerea domnului Dumitru Popa pentru a avea posibilitatea să prezinte și dumneavoastră la ședință, e posibil să fie pusă în discuție pe repa momentul organizatoric. Dacă este ținută, o să ne propunem. Care e motivul? Da, pot spus motivul. Poate mai bine de amânat tot ședința și tot problemă. Este propunerea să fie stabilită o pauză de 30 de minute înainte de a pune în discuție ordine de zi. Eu cred că propunerea de ordine de zi nu trebuie să mai întâmplă. Număratorii, vă rog frumos. Deci pauză. Pauză. Și dă-ți ca un acolo. Așa, împotrivă? 17. N-am văzut mâna. 17. 17 pentru? 17 pentru, restul s-a obținut. Viitorul discutat întrebare, da? Eu cred că ne încălcăm procedura, pentru că dumneavoastră, ne fiind în cadrul Consiliului, în cadrul ședinței, ne fiind depus un primier, șef telefonic, noi ne ocupăm cu niște lucruri care nu că e ok, îți acceptă, nu problemă de jumătate de oră, dar nu-i respect față celălalt consilier al nostru. Să luăm ca învățat, să acceptăm prima dată, așa, așa. Urmă mai departe, nu mai facem. Eu domnul Părinteanu, de despre mai de oră. Fracțiunea Partidului Democrat, nu v-am participat mai mult la ședință de azi. Respectiv este propunerea noi să continuăm ședința după pauză. Sunt majoritatea celor prezenți care au fost, în afară de domnul Petru Corubin și la urgență. Și ne facem fracțiunea Partidului Democrat. Sunt 7 consilieri. Da, majoritatea.
Bine, azi, la ordine de zi, să avem următoarele întrebări. Prima întrebare, cu privire la formarea fracțiunilor în cadrul Consiliului Raional Băsani. Raportor, domnul Sergiu Grigorie, secretarul Consiliului Raional. A doua întrebare, cu privire la constituirea comisiilor consultative din specialitatea ale Consiliului Raional Băsani. Raportor, tot domnul Grigorie. Mai sunt alte propuneri? Nu sunt mai multe propuneri în ordine de zi de adaus întrebări. Nu. Cine pentru aceea că ordine de zi sunt numită să fie primită? Așa. Un anumit. Trebuie ca lucru să meargă normal, trebuie să facem în timpul de raportorului, cât timp până la 5 ani. Și luare de cuvânt, dacă să aibă cineva, până la 3 minute. Da, până la 3 minute. Merge regulamentul așa. Merge. Cine pentru asta, rog, scotați. Mulțumim, propună eu. Domnul Grigorie, stimați consilieri, conform informației parvenite de la ședința de constituire a Consiliului Raional Băsari, au fost înaintate declarațiile și procesele verbale de formare a fracțiunilor în cadrul Consiliului Raional, și anume a fracțiunilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Partidului Blocului Acum și fracțiunii Partidului Democrat din Republica Moldova. La moment, în calitate de raportor, eu nu am primit careva informații ca să fie făcute careva modificări la fracțiunile respective sau s-au inițiat procedura de formare a unor noi fracțiuni. Din acest considerent, propun ca să fie constituite fracțiunile acestea trei care au fost numite. Rog susținere a proiectului de decizie. La vot. Sunt întrebări. Înseamnă că punem la vot proiectul decizie. Cine pentru aceea? Ca să fie întâlnit raportul domnului secretar, rog. Bună nimeni. A doua întrebare, domnul Grigorie, pot fi. Stimați consilieri, înainte de a pune în discuție întrebarea numărul 2, este propunerea ca comisiile de specialitate și propunerile în cadrul comisiilor de specialitate să fie discutate în cadrul fracțiunilor politice care au fost aprobate acum, pentru a da posibilitate consilierilor să pună în dezbateri publice denumirile comisiilor de specialitate în numeric componența acestora și după asta să fie stabilit nominal componența comisiilor de specialitate. Din aceste considerente propun ca să fie convocate ședințele fracțiunilor pentru a pune în discuție proiectul de decizie privind formarea comisiilor de specialitate. Acum să convoace și fracțiunile și după asta fracțiunile să vină cu propunerea. Dacă fracțiunile n-ar trebui, da? Dar unde avem fiecare trei fracțiuni? Noi asigurăm spațiu pentru fiecare fracțiune în cadrul Consiliului Raional, în birourile angajaților. Este biroul domnului Iurii Cazac, secția administrației și servicii publice, mă gândesc, la etajul 2, unde poate fi convocat ședința fracțiunii Partidului Blocului Acum și fracțiunea Partidului Socialiștilor. Este propunerea să fie convocată în sala mică. Nu, sala mică e ocupată. Rămânem aici. Rămânem aici. Care e problema? Numărul membrilor de comisie depinde de la fiecare fracțiune? Cât? Fracțiunile vor veni propuneri concrete privind numărul
membrilor în comisie de disciplinitate și persoane. Este propunere de regulă conform activității care au fost parcursul la 4 ani. Comisia administrativă, economie, bugete și finanță să fie din 7 membri și restul comisiilor din 5 membri. Sunt 5 comisii în total. Consiliul te-a făcut așa? Da. Mi-e slăbă, domnul Sergiu. Eu sunt dacă fracțiunea acum îi pot să spună câteva rezultate, noi suntem pe cât facem mai departe. Facem câte 20 minute facem. Este, dar trebuie să... Da, trebuie 10, 20 minute. Cât trebuie, da. 10 minute. 10 minute. 10 minute. Stimați consilieri, pentru ca să fie mai lucrativ și mai ușoară activitatea fracțiunii, noi am venit cu proiectul de decizie privind instituirea comisiilor de specialitate. În proiectul de decizie este clar stabilit denumirile comisiilor de specialitate și propunerile privind la componența aceasta. Înainte de a fi mai lucrativ, să punem acum la vot denumirile comisiilor de specialitate și numeric din câte să fie constituite. După asta să lucrăm doar la numărul de persoane și la componența aceasta. Dacă să accept. Să accept. Să accept. Să accept. Să accept. Da. Să accept. Da, este propunerea ca să fie instituite 5 comisii de specialitate și eu dau 4. Comisia pentru probleme administrative, economie, buget și finanță din 7 membri. Comisia pentru probleme agricultură, industrie prelucrătoare și antreprenoriat din 5 membri. Comisia pentru probleme învățământ, tineret, sport, protecție socială și sănătate publică din 5 membri. Comisia pentru protecție mediului, amenajarea teritoriilor și infrastructurii din 5 membri și Comisia pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relații transfrontaliere și mass media din 5 membri. Rog susținerea propunerii respective. Cine pentru propunerea dată? De numele Comisiei Sfântului care a fost împărtămită, vă rog și urmă. Mulțumim. Acum, da, compucăm ședințele. Dați în 10 minute, spune-o. În 10 minute, spune-o. În 10 minute, spune-o. Ce mai scump? Normal. Încă ziul. Doamne fereste. Ce o doamne fereste? Ne bucurăm. Vă rog. Și este propunerea 5 minute să discutăm împreună, fracțiile, fracțiunile împreună, în momentul respectiv. Deci, stau, stați, ușă. Dacă îmi permiteți să continui raportul la proiectul decizii și la instituirea comisiilor consultative de specialitate. Conform informațiilor parvenite din partea fracțiunilor, și vreau să aduc la cunoștință că a fost o ședință și comună a fracțiunilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova cu fracțiunea blocului acum, unde a parvenit următoarea propunere. Vreau să aduc la cunoștință propunerile parvenite în formă de repartizare a partidelor și după asta să dau știre nominal candidaturile propuse în Comisiile de Specialitate. Conform propunerilor, în Comisia pentru probleme administrative, economie, buget și finanță, a fost propunerea repartizare următoare. Din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, 3 persoane. Din partea blocului acum, 3 persoane. Și
și o persoană de partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Comisia pentru problemele agriculturii, industriei, interlocutoare și antreprenoriatului. Din partea Partidului Socialiștilor, 3 persoane. Din partea Partidului Democrat, o persoană. Și candidatul independent, domnul Drigă Valeriu. Din partea Comisia pentru probleme Națională și Energie, Sport, Protecție Socială și Sănătate Publică. Din partea Partidului Socialiștilor, 2 persoane. Din partea Blocului Acum, 2 persoane. Și o persoană din partea Partidului Comuniștilor. Comisia pentru protecție mediului, amenajarea teritoriilor și infrastructurii. Din partea Partidului Socialiștilor, 4 persoane. Din partea Partidului Democrat, 1 persoană. Comisia pentru dezvoltare sectorului asociativ, relații transfrontaliere și mass-media. Ca candidat independent, domnul Policinski Grigore. Din partea Partidului Democrat, 3 persoane. Și din partea Partidului Șor, 1 persoană. Eu vreau să dau citire acum nominal candidaturile înaintate de fiecare fracțiune. Din partea Partidului Socialiștilor, în Comisia pentru problemele administrative, buget și economie, buget și finanțe. Domnul Bătrânce Vasile, doamna Cristina Rusu și domnul Todica Vasile. Din partea Blocului Acum, Polibenco Efime, Popa Dumitru și Neca Petru. Din partea Partidului Comuniștilor, vom aștepta propunerile, noi nu am înaintat care fac propuneri din partea Partidului restul partidelor. Respectiv, este în decizia dumnealor să stabilească în care comisie de specialitate, care reprezentant va fi. În Comisie pentru problemele agriculturii, interlocutoare și antreprenoriatului, domnul Drigă Valeriu, după cum am menționat, candidat independent, din partea Partidului Socialiștilor, Soltan Oleg, și din partea Partidului Socialiștilor, Grigore Serciu. Din partea Partidului Socialiștilor, Isaac Ilie. Din partea Partidului Democrat, de asemenea, vom aștepta propunerile. Din partea cadrul Comisiei pentru probleme învățământ, imediat sport, protecție socială și sănătate publică, din partea Partidului Socialiștilor, domnul Filipov Grigore și doamna Botner Valentina. Din partea Blocului Acum, Bondar Petru și domnul Kirilov Ion. De asemenea, din partea Partidului Comuniștilor, vom aștepta propunerile. Comisia pentru protecție mediului, amenajarea teritoriului și infrastructurii. Din partea Partidului Socialiștilor, domnul Drigă Ștefan, domnul Sergiu Берзан, domnul Турторика Ион și doamna Андрея Браиса. Din partea Partidului Democrat vom aștepta propunerile. Respectiv, pot să dau numire, că doar din partea Partidului Șor este singură persoană, este domnul Абрамов Вячеслав, domnul Колченский Григорий, ca candidat independent, și din partea Partidului Democrat vom aștepta propunerile. Acestea sunt propunerile parvenite din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor și fracțiunii Blocului Acum. Oricum, dacă sunt careva propuneri, sunt trebuie. Bună, propuneri, întrebări la raportor. Întrebare. Da. Fiecare comisie nu este impar, așa? Da. Doar anumit 7 pentru a vota, da sau nu? Dacă comuniștii, da? Noi am astăzi înmulțit cu unul depus mandatul. Așa? Da. Și dacă unul va fi repartizat nu în comisia care doar să v-ați referit numărul 1, cum va lucra mai departe în continuare comisia 3 la 3? Dar ce 3 la 3? Comisia nu lucrează nu unul împotriva la altul. Comisia lucrează împreună toți. Deci e că... Deci să vă redați mandatul următorul vine în componență. Noi am prevăzut asemenea posibilitate. După cum ați menționat, este propunerea ca să fie introdus un punct în care se stabilește că în cazul depunerii mandatului unul din membrii comisiei respectiv,
membru ulterior care va ocupa funcția respectivă să fie din lista supleanților care vine în perioada când s-a două săptămâni. Eu din informația care o dețin, azi la orele două este ședința Comisiei Electorale Centrale, unde se examinează atribuirea mandatului următorului consilier suplean din partea Partidului Comunist. Eu doar am trebuit, adică să nu fie Comisia Nelucrativă în perioada la care... Comisia respectivă și la general. Vreau să duc la cunoștință tuturor colegilor, la general și deciziile comisiilor care să iau, să iau cu votul majorității membrilor prezenți. Și caracterul, avizul nemijlocit a comisiei respective este un aviz pozitiv sau negativ, dar poartă un caracter consultativ pentru comisie, pentru ședința Consiliului Raional, pentru consilierii Raional, la general. Întrebarea nu l-ați spus la dezbatere. Da, noi oricum, indiferent de situații, chiar și dacă ați fi situații de blocaj, careva de voturi egale în cadrul unor comisii de specialitate, despre asta comisia de specialitate va aduce la cunoștința Consiliului Raional, unde Consiliul va lua decizie definitiv în marginea proiectului de decizie. Mai sunt întrebări? Da. Mai departe. Eu am vrut să întreb. Propunerile fiecărui consilier de a participa oricare comisie, da? Nu vorbim acum de păreri, un milion de păreri, fiecare să ne împingem una și alta. La dumneavoastră sunt bazate măcar, eu am spus personal dumneavoastră, da, în principiul profesionalismului și unui folos comunității de participare anume consilierului dat, inclusiv din fracțiunea dumneavoastră sau acum, eu nu spun nimic, o secundă, eu spun. Înțelegeți? Da, eu nu pot să dau răspuns. Va fi un specialist în comisie. Nu merge vorba că, mă rog, după divizare, am notat, noi am văzut. Da, aia asta și este un minus, domnul Vyacheslav, faptului că noi țin ne cunoaștem, la general. Dar vreau să vă aduc la cunoștință că membrii propuși în cadrul comisiei respective de partea Partidului Socialiștilor sunt juriști după profesie cu experiență, inclusiv contabili, care au experiență de lucru în domeniu, din partea Partidului Socialiștilor. Din cât cunosc, din partea blocului acum, tot este un contabil, sunt inclusiv și juriști în domeniu, adică s-a luat, s-a făcut accent și s-a ținut cont de întrebarea respectivă a dumneavoastră pentru a face accent pe profesionalism, anume să fie persoane din domeniu, minimum domeniu de activitate acestora, minimum domeniu de activitate. Și plus la asta studiu și de medicină persoanele respective. Dumneavoastră, pur și simplu, nu cunoașteți oamenii. Da, eu de asta și zic, asta este o minus, dar eu cred că noi pe viitor vom avea posibilitate să facem cunoștință unii cu alții mai bine, cu alții mai bine și, într-adevăr, să demonstrăm abilitățile fiecărui în parte. Bine, întrebări la raportul, mai sunt? Propuneri? Nu, propuneri. Așa? Sunt propuneri. Vorbiți. Mulțumim, domnul secretar. Eu vă spun așa, nu din principiu că noi am făcut cu... Mă rog, am făcut cunoștință, eu nu sunt un principial și la opoziție oricare, că mă rog. Eu, spre exemplu, fiecare doar cine l-ați repartizat în comisie are drept la opinia lui. Eu am opinia lui. Eu propun și socot că voi fi de folos milion de considerații. Pentru cine? Cum? Pentru societate, pentru legăturile cei care au votat. Voi fi eficient. Eu vorbesc de minim. Da? Eu voi fi eficient în comisia pentru problemele administrative. Asta e părerea mea personală. Nu că să încep... Din care considerente, dacă mi-l lămuriți? Vă lămuriți. Din considerente că am studii, sunt licențiat în drept, am studii economice, juridice, înțelegeți? Desfășurate. Nu anul 2, nu 5, nu 6, nu 7, nu 10. Am lucrat la cadastru, am lucrat executor, am lucrat mai multe organizații. Și am experiență. Și eu doar vă rog să luați în considerație faptul aportul.
nu sunt om principial la unde momente când noi să ne împingem că pentru, doar folos pentru lucru calitativ a comisiei date. Eu așa s-o cor. Cum este? Cu studii economice. Comisia... Eu s-o cot că, vedeți cum, eu am s-o cotit, am notat voturile, dar nu este problemă. Locuiți-mă... Bine, m-a ascultat. Unul din comisii... Mai sunt propuneri. Nu știu ce mai sunt propuneri. Înseamnă că... propunerile... Dar putem vota deodată și comisii? Întrebările să mai trebuie să spunem la mult. Cine pentru aceea ca componența comisiilor numite de domnul secretar să fie votate în așa interpretare cum le-am auzit? Vreau și votați. Numărătorii. Vă rog să ne numărăm. șapte, pentru, împotrivă. S-a obținut? 1. Vă mulțumim. Trecem la următoarea. Propunerea subțiației rămâne o dată bună. Da, inclusiv eu, după cum am menționat. S-a citit împreună, înseamnă că au trecut, că subțiații merg în dată după... Nu s-a retras unul, următorul pe listă vine la partidul locul lui. Automat, fără să mai discutăm întrebări. Da, pe asta am vorbit de acum, da. Înseamnă că rămâne să comisiile să urmească în ședință, să aleagă după ședință și cu secretar. O pauză, domnule. O pauză de 10 minute. Nu, stimați consilieri, eu vreau să aduc la cunoștință. Noi am aprobat componența. Comisiile componență. Nimijlocit. La următoarea ședință, Comisia de Specialitate poate să vină cu informație privind alegerea președintelui. Înseamnă că noi... Să aflăm azi, nu numai. Însă și în competența Consiliului Raional între să aprobăm componența comisiilor și Comisia de Specialitate. Eu cred că de împuternicirea comisiilor de specialitate este alegerea președintelui, secretarului. Dacă, pentru ca să fie o claritate pentru test, noi putem să facem o pauză, 5 minute sau 10, ca să fie votat, dar nu să, colegii, restul colegilor nu s-au înaintat candidații în comisiile de specialitate. Și pentru a avea posibilitate să le dăm lor termenul pentru a înainta propunerea, eu vreau să vin cu propunerea ca să... Domnul, dacă se poate... Comisia Administrativă Economiei, Bugete și Finanțe, ea o să trebuiască să fie locativă de acum. Da. Și poate măcar două comisii care se poate două, trei comisii. Eu s-o cu toate comisiile astea, trebuie să le descoatem la... Care toate? Care poate să fie în urmă? Care? N-am zis. Dar s-o puteți comisia numărul 5. A 5-a, nu. Acum folos eu stau. Noi avem nevoie de... Mătaie și de voastră. ...de relații de transportariere în următoarea... Vă dăm de tare. Abilități aia, am înțeles? Ha? Abilități aia. Care comisie pot să-i spună, eu fie bine să-i spună. Dar care îți poate... Păi, să fie două comisie, să fie... Care are să aibă posibilitate să întrunească, poate să întrunească, să aducă la cunoștință. Noi avem necesitatea de a forma comisie pentru că următoarele ordine de zi ar trebui să treacă prin comisie, domnule. N-ar să treacă, n-ar să poată face ședință dacă vreau să fie trecut prin comisie. Dar comisiile se fac înainte de ședința Consiliului. Eu ce propunere asta? Propunerea este că comisiile care întrunesc majoritatea să fie să adune, să aleg președintele și secretarul. Celelalte le lăsăm, pentru că, de pildă, comisia care cu relații transfrontaliere, noi anul ăsta nu avem primulări prin Rusia. Până și. Până și. Dar administrativ, problema că n-a spart în următoarele probleme, ar trebui să discuți la ordinea zilei. Da, comisia sport, acolo, educație, e incomplet? Da, în afară. Vin cu propunerea, dacă tot este nevoie de o comisie care să fie lucrativă și înțeleg că este vorba de prima comisie, am putea convoca pentru prima comisie să fie aleasă conducerea comisiei, iar pentru celelalte comisii putem să dăm răcaz o zi, două, sau cât o să fie necesar pentru ca să fie lucrativă. Păi ce ați cu
Nu este posibilitatea tot fiecare comisie. Dacă este posibilitatea. Dacă este posibilitatea. Dacă este posibilitatea. Dacă este posibilitatea. Nu este posibilitatea. Eu sunt în calitate de raportor, sunt colegii de la Partidul Democrat, spun poziția din mijloace care a fost aprobată de majoritatea Consiliului. Eu să întreb membrii comisiei din partea lor, membrii în cadrul comisiei din partea lor și respectiv comisiei ca să aducă la trei comisii sunt două sunt care vor participa în majoritate. Dar ce tai aș propunere, stimați consilieri? Da, Și vreau să duc la cunoștință că am avut discuții inclusiv cu reprezentantul Partidului Comuniștilor și cu reprezentantul Partidului Democrat. În urma cărora, în Comisia pentru Problemele Administrative, Economie, Buget și Finanță, din partea Partidului Comuniștilor, este propus domnul Petru Corugin și în cadrul Comisiei pentru Probleme Învățământ, Tineret și Sport, în partea Partidului Comuniștilor, este un propus domnul Corubin Ion, următorul supleant care va fi în locul domnului Mințu Alexandru. De asemenea, vreau să aduc la cunoștință că din partea Partidului Democrat, în Comisia pentru Problemele Agriculturii, despre prelucrătoare și antreprenoriat, este propus domnul Tataru Victor. În Comisia pentru Protecția Mediului, Amenajarea Teritoriului și Infrastructurii, domnul Tudor Tanasev. Și în cadrul Comisiei pentru Dezvoltarea Sectorului Asociativ, Relații Transfrontaliere și Mass Media, domnul Izman Vlad, Gazia Nicolae și Volat Victor. În urma întrunirilor efectuate de Comisia pentru Problemele Administrative, Economie, Buget și Finanță, în funcție de președinte, este numită doamna Polivenco Efimia, în funcție de vicepreședinte, domnul Bătrânce Vasile, și în funcție de secretară comisiei, doamna Cristina Rusu. În Comisia pentru Problemele Agriculturii, Industriei Prelucrătoare și Antreprenoriatul, în funcție de președinte, domnul Driga Valeriu, și în funcție de secretar, domnul Grigoriev Sergiu. În Comisia pentru Probleme Învățământ, Tineret, Sport, Protecție Socială și Sănătate Publică, în funcție de președinte, este numit domnul Filipov Grigore și în funcție de secretar, doamna Botnar Valentina. În Comisia pentru Protecție Mediului, Amenajarea Teritoriului și Infrastructurii, în funcție de președinte, este numit domnul Driga Ștefan și în funcție de secretar doamna Andrei Raisa. Comisia pentru Dezvoltarea Sectorului Asociativ, Relații Transfrontaliere și Mass Media nu s-a convocat. Respectiv, este propunerea să fie aprobate comisiile atât nominal cât și în dependență de informația prezentată. Întrebări. Nu sunt întrebări la raportor. Înseamnă că pun la vot.
cine pentru ce ca comisiile de specialitate în componența care a fost numită mai sus roșu. Așa. E unanim. Da, mulțumim pentru susținere. Asta e ordinea de zi epuizată la moment. Domnul președinte, da, foarte mult să vedeți încă o dată dacă este cineva împotrivă sau s-a obținut din consiliere. Dar ne-au uitat destul de bine cu toți? Nu. Cine-și domnul Policinski din câte văd? A, ce ai spus? Da, da, n-am observat, nu am anunțat. Da, s-a anunțat. La ședință, eu în procesul verbal să stabilesc faptul că... La referitor? Da, îmi pare bine în sala ședință, consilierul Vărnadă. Referitor la colegii de Partidul Democrat, care au... Domnul Avramov. Așa, domnul Avramov a... Lipsit. Eu în procesul verbal, în momentul respectiv, da, aș le stabilesc. Referitor la colegii de la Democrați, nu au fost acum. Colegii de la Democrați nu au fost de acord. Vreau să spun la general. S-au expus dezacordul în modalitatea de formare a comisiilor de specialitate, însă mi-au numit persoanele care a fi în comisiile. Da, renumerarea... Da, da. Remunerarea conform regulamentului cadru este stabilită și conform deciziilor Consiliului este stabilită pentru participarea consilierilor orientale la ședința Consiliului în sume concrete, 800.000 de lei pentru ședința Comisiilor de Specialitate. Respectiv, dacă la deschiderea ședinței a fost stabilită prezența, persoanele au fost prezente, pe urmă, eu în proces verbal stabilesc momentul cu au părăsit sala de ședință cineva din consilier. Însă, faptul respectiv nu este prevăzut în regulament ca temei pentru a nu reacta indemnizații de participare la ședință. Dacă pe viitor consilierii vor decide să prevadă inclusiv și momentul respectiv ca în cazul în care consilierul participă la 50% din lucru ordinii de zi stabilite, acum se remunerează. În cazul în care părăsești sala și nu participă la 50%, nu va fi remunerat. Dar asta ca idee. Dar dependența iarăși de poziția consilierilor și în momentul respectiv poate fi prevăzut în regulamentul de activitate a Consiliului Raional, care va fi pus în dezbatere la următoarea ședință a Consiliului Raional. Până atunci, noi le activăm conform regulamentului și conform legii în vigoare actuale. Asta este. Bine. Domnul președinte, până închide ședința, să citească fiecare comisie și să citească procesul de bani și să-l anunțe. Eu am anunțat ședința. Eu ne-am asumat angajamentul până în locul ședinței. Eu sper că ei nu s-o spart. Ședința nu știu. Mai operativ să fac. Da, putem să spun. Dacă nu știți Ce la inițiativa președintelui raionului sau o treime de consilieri raionali. Și dacă protocolar se stabilește că următoarea ședință să fie stabilită pentru una din zilele ulterioare, ea poate să fie stabilită. Domn președinte, eu aș iniția, dacă ar fi doleantă din partea celor prezenți, pentru că aud acum 3 zile din săptămâna viitoare, respectiv dacă sunt careva doleantă din partea consilierilor, pentru o zi anume, putem să ascultăm pe toți și să avem dorința de a fi prezenți aici întâlniți cu toții. Respectiv, eu aș fi deschis să vedem dacă este o propunere pentru ce zile. Tot din miercuri, noi propunem din partea noastră. Mă scrieți miercuri? Ce zi propuneți? Eu marș în azi și eu. Joi. Joi? Sunt toți bine pentru joi? Da, sunt toți. Haideți atunci, eu propun atunci, domn președinte, dacă îmi permiteți, propun ceva de joi. Eu le-am zis că ieșim la o terenie. Domnul Popa, dacă îmi permiteți, am și eu propunere, să ne prezentăm... La timp. Da. Stimați colegi,
am o mare dorință să vă exprim sincer mele scuze pentru faptul că ați fost întârziat. Vă voi comunica cauza, sau cel puțin colegii dumneavoastră vă comunic cauza întârzierii pe care am avut-o astăzi. Sper foarte mult să dați curs și să avem o conlucrare frumoasă mai departe. Cauza nu se prinește. Dacă ai întârziat, un sticlă de o lat de coniac de 12 sticle de șerceană și pus pe mată, te zic. Cum a spus în loc? Cum a spus mai bine, o sticlă de poate mai bine. O sticlă de lat. Joi, la orele 14, următoare ședință, ce pentru a fost? Potrivă și la ora 18. A, pentru? Unanim. Dacă nu mai sunt alte anunțuri, mulțumim pentru conlucrare și... Frumoasă săptămână productivă.